În ziua a 12-a a lunii februarie, pomenirea celui între sfinți, părintelui nostru Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei Mari, a dormit în Domnul la anul 381. Acesta a fost de neam din Armenia și s-a născut din părinți creștini, fiind desăvârșit în virtute și foarte iubitor de învățătură. Pentru credința lui curată și înțelepciunea sa, pentru dragostea lui fierbinte ce avea către Dumnezeu și către aproapele, pentru blândețea și evlavia sa, a fost silit să fie hirotonit episcop în Sevastia Armeniei. Nu după multă vreme însă, a fost mutat ca episcop al Veriei în Siria. A viețuit din vremea împăratului Constanțiu, 337-361, fiul marelui Constantin, până pe vremea lui Teodosie cel Mare, 379-395, în timpul luptelor celor mari ale bisericii împotriva uneltirilor ariene, în tot răsăritul creștin. Dar, cu deosebire, biserica din Antiohia era într-o stare de plâns. De la surghiunul Sfântului Eustatie, 331, Antiohia nu avusese parte decât de episcopi arieni. Și acum, prin mutarea lui Eudoxie, tot arian și el, de la Antiohia la Constantinopol, arhiepiscopia Antiohiei rămăsese fără păstor. Pentru faima ce avea, toți s-au învoit și l-au ales pe Sfântul Meletie. Și a fost înscăunat cu mare cinste, bucurându-se de multă dragoste din partea poporului drept credincios. Lupta lui pentru întărirea credinței ortodoxe împotriva arienilor a prins însă mânia acestora împotriva Sfântului și, uneltind pe lângă împăratul Constanțiu, arienii au izbutit la numai o lună de la înscăunare să surghiunească pe episcop în Armenia, alegând pe un arian arhiepiscop în locul lui. Venind la împărăție Iulian Apostatul și episcopii ortodoxi întorcându-se la locurile lor, a venit și Meletie la scaunul său din Antiohia. El a găsit turma sa dezbinată, mulți ortodoxi nevoind să-l mai recunoască de păstor. Pe deasupra, tot acum împăratul Iulian a început lupta contra creștinilor pentru reînvierea păgânismului. Atunci Meletie a fost surghiunit a doua oară. Venind la împărăție drept credinciosul împărat Iovian, Sfântul Meletie s-a întors și a adunat un sinod cu episcopii săi, hotărând drumul pe care să-l urmeze biserica. Murind Iovian după numai 8 luni de la domnie, i-a urmat Valens, împărat arian, care căutând să-l atragă pe Sfântul Meletie de partea sa și neizbutind, l-a surghiunit a treia oară. Dar când a fost să-l scoată din cetate, Sfântul în marea sa bunătate a trebuit să apere pe cei care îl surghiuneau de mânia poporului înfuriat, care își iubea peste măsură păstorul. Sfântul Meletie s-a întors de-abia în anul 378, sub domnia împăratului ortodox Grațian, când Sfântul s-a străduit să întărească dreapta credință ortodoxă, osândind într-un sinod din anul 379 toate învățăturile greșite ale vremii sale. În zilele dreptcredinciosului împărat Teodosie cel Mare, Sfântul Meletie a luat parte încununându-și viața și la cel de-al doilea sinod ecumenic, ținut în anul 381 la Constantinopol, conducând cu multă înțelepciune lucrările acestui sinod. Spre jalea tuturor care îl cunoscuseră, prețuind înalta lui înțelepciune, el s-a mutat la Domnul la adânci bătrâneți în Constantinopol, chiar în timpul lucrărilor sinodului, și a fost numărat cu sfinții. Pentru întreitele lui surghiuniri și pentru luptele și suferințele lui în slujba dreptei credințe. Pe acest fericit, dumnezeiescul Ioan Gură de Aur și Grigorie al Nisei l-au cinstit cu cuvinte de laudă,
murind în pământ străin la Constantinopol, sfintele lui moaște au fost aduse la Antiohia și așezate în Biserica Sfântului Vavila. Iubiții mei, numele meu este Grațiela și aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii ale acestui clip. De asemenea, vă invit să vă abonați la canalul Calea spre Mântuire și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări cu toate noile postări ale canalului. Până data viitoare, să vă pomenească Bunul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin.